Subiecte arzătoare la ordinea zilei, deși se anunță cer înnorat, ce droguri consumă românii pe timpurile acestea, ce se mai întâmplă în showbizul românesc, ce vedetă și-a mărit sânii cu un număr considerabil, Bianca Drăgușanu cu cine s-a cuplat și alte subiecte, dar pe care le vom afla în cele aproximativ 10 minute pe care le avem aici la dispoziție. Mulțumesc de urmărire, mulțumesc pentru faptul că v-ați abonat. Tot mai mulți pe canal, tot mai mulți pe canal. Să vedem, pe 6 decembrie, la parlamentare, poate candidăm. Un partid făcut aici pe YouTube, canalul lui Nicu Bendea, CNB. Un partid pentru nevoile internauților și nu numai. Cum stăm cu situația? Așteptăm rata infectărilor. În funcție de această rată, o să vedem cum încep școlile și dacă încep normal sau online. Nu știu ce să zic, îți vine să iei droguri, ci că în perioada asta topul drogurilor pe care le consumă românii se prezintă așa, pe locul 1, cocaină. Cocaina, acest LSD al săracului, pe locul 2, marihuana, și pe locul 3, canalul de YouTube al lui Nicu Bendea. Cel mai tare drog. Te-ai trezit dimineața, aștepți ora 10, aștepți să sune clopoțelul, să intri aici pe canal. Nu-s drogurile o soluție, bineînțeles. Dar, totuși, văd că nu se manageriază bine situația. Păi cum să se managerieze bine situația când Ludovic Orban, dita mai ministru, prim al țării, are în gașca lui ce fel de consilieri? Traseiști și foști condamnați. Păi lui îi place, că îi place atmosfera de cârciumă. Și în cârciumă mai întâlnești și oameni de ăștia. Cu votul, iară, se poate merge la vot pe 27 septembrie. Chiar și cei care prezintă simptome de îmbolnăvire, simptome de pandemie. Păi normal, să meargă și ăștia care sunt puțin infectați și cu temperatură. Că dacă în unele zone ale țării votează și morții, de ce n-ar vota și ăștia un pic mai bolnavi? Ponta negativ. Și-a făcut două teste, ponta negativ. Are și virusul, mândria lui. Nu se atinge de tot traseiștii, copy-pastiștii și mincinoșii. În schimb, Neamărin de la emisiunea Serviți vă rog, plătiți, te rog, nu știu mai cum îi zice de pe antenă, Neamărin e pozitiv. Dar au zis că el nu se teme de virus. Îi trage niște joarde de nu se vede și pleacă de la el. Pleacă de la el, a plecat la Opera! 10 angajați au virusul, 10 angajați de la Opera din București. No, atunci să vezi reprezentații când ăștia or să cânte arii celebre cu mască. Cu mască sau fără mască. Dar mă gândeam că dacă n-are consilier Ludovic Orban, de ce nu și-o ia pe Bianca Drăgușanu? Tocmai s-a despărțit. A zis că este liberă ca pasărea cerului. M-am și gândit cum ea așa mai gonflată, păsările cerului acum zboară spre alte tărâmuri mai calde și ea cu nițelul umflată poate și ea și ea zborul și ajunge undeva în Kansas, ca și căsuța din poveste, nu. A pus ea pe Facebook că e liberă ca pasărea cerului, fostul iubit a zis, îi doresc succes și să-ți găsească pe un bărbat cu care să poată comunica așa cum vrea ea, că e foarte bună comunicatoare. Numai partenerii-ți devină, bărbații din viața Biancăi Drăgușanu-ți devină, că ei nu știu să răspundă la comunicatele ei. La comunicările ei, păi ea când dă un comunicat că-s liberă, a treia zi și-a și găsit partener. Acum nu-i mai liberă, târziu, serios și să se abțină, că și-a găsit deja un amărât, un fost iubit, fost milionar, că era miliardar, că a mai stat cu o vedetă de asta de plastic și acum milionarul a ajuns la Bianca Drăgușanu să-l reșapeze, turc. Un milionar turc, cu ăsta s-a cuplat acum Bianca Drăgușanu. Foarte bine că s-a cuplat, cu el poate comunica. Cafea peșcheș, marakeș, și câdâm, și câdâm, gumă turbo, știe ce să zică. Bonibon, baclava, salam aleikum, știe. Peșcheșul, parandărăt, știe suficiente cuvinte în turcă pentru a comunica. Oana Zevoranu, săraca, a dat-o iar în bară cu soțul ei, așa s-a enervat într-un club de fițe domnul soț al doamnei Zevoranu, că s-a trântit pe jos pe beton și a zis că el nu mai iese, e nervi. Cherida Zevoranca l-a privit așa, l-a lăsat să-și facă damblau și numărul și apoi l-a luat de o aripă și l-a dus acasă. Ce s-a fi întâmplat acolo, încă n-am aflat de la gazeta poliției, că lumea e stresată, domnule, lumea e stresată. Acum deja ne și gândim că vine toamna, iarna, o să fie inflație.
Dar specialiștii în economie ne dau sfaturi anti-inflație. Ce depozite să facem? Să depozităm bani în Bitcoin, aur și whisky. Acum, Bitcoin înțeleg că e moneda viitorului, moneda virtuală. În aur, aurul tot timpul rămâne aur. Dar în whisky? În whisky, să zicem că iei două lăzi de whisky. Dar păi cât poți aștepta ca să-și mărească prețul? Cât e năcaz, cât e gânduri, mai rămâi cu ambalajul. Dar uite că un tânăr din Anglia și-a garsonieră din whisky-ul primit de la tatăsă, mă. Vă dați seama? Ce chestie tare! Ci că tatăsă, de când avea copilul un an, de fiecare dată, pe ocazia aniversării fiului, îi dădea, îi făcea cadou o sticlă de whisky. Bine, mai scump. Și iată, după aproape 30 de ani, din whisky-urile primite, omul, dacă le vinde, poate să-și ia o garsonieră. Vedeți? Dacă se dădea la noi în țară câte un whisky de ziua copilului, când avea vreo 15-16 ani, deja zicea tată, lasă whisky-ul, mai bine 5 kg de vin, mai un traminer, mai o pălincă, lasă whisky-ul că nu mă reprezintă. Și omul garsonieră. Ei, dar și cu garsonierele e periculos. Că de unde o porni Dan Diaconescu afacerea cu televiziunea? Dintr-o? Exact, garsonieră. Și acum a ajuns Dan Diaconescu să-și pună în Bentley-ul lui benzină de 49 de lei. Cât să treacă strada, că ăla și consumă. Cum ai pus cheia, cum s-a dus un litru de benzină. Și așadar, senzațional, Dan Diaconescu își bagă de nici 50 de lei benzină în Bentley. Vedeți? Șoricei fără din se visează președinți și acum nu au bani de carburant. Lasă care Mario Fresh. Ginerele lui Esca. Ci costat omul 10 minute la bancomat să scoată bani. Acum nu știu, scos 10 minute bani sau își uitase pinul, că ăștia... Și după ce a ieșit plin de bani de la bancomat, nu i-a dat niciun amărât de leu unui om al străzii care l-aștepta. Care l-aștepta. Nu vedeți? Îl învață Esca. Ține de bani. Esca i-a spus, dacă nu știi să-ți numeri tu salariul, banii pe care îi faci de la casa de producție al lui Velea sau unde e ăsta, la Smiley, în fine, nu contează, ții număr eu. Andreea Esca știe. Da, și Iulia Vântur, vedeți? Că nici dita mai vedete, Iulia Vântur nu-i merge grozav. O pus orez în India, să anunțe vremuri grele. Parcă o și văd când... Pac, pac, nu știu, s-o pus cu tocurile acolo pe moșia ei al lui Salman Khan și în urma ei o veni Salman cu orezul. Cert e că rău se aude și nu știu cum va fi. O fostă vedetă de la fermă și-a pus dita mai silicoanele. Vedeți că a fost inspirată. Asta nu a fost inspirată de emisiunea Ferma să-și facă și ea o grădinuță, să-și pună și ea niște zarzavaturi, nu. A fost inspirată de văcuțele de la fermă și s-o, pe când se vopsește și în mov. Da, despre Otniela e vorba. Și-a mărit bustul Otniela. Otniela și-a ridicat bustul. Otniel, la judecător 3:9, așa scrie că Dumnezeu a ridicat din neamul lui, nu știu care, un salvator. Judecător 3:9, Otniel era acel salvator. Pe principiul ăsta, Otniela a ridicat sânii ca să se salveze, ca altele au. De exemplu, fosta ispită, Nicoleta Cedragne, fosta ispită, acum a născut și a zis că, mamă, mi-e se sânii din bustieră. Pot să dau lapte la toată strada, vedeți? Până cazul ăsta mai apare și câte o veste bună. Poate să dea lapte la toată strada. Că dacă ai niște orez cu niște lapte, faci o budincă și trece criza, trece inflația. Voi cum vă pregătiți de inflația asta? Păi nici n-ai vreme să te gândești la inflație, că vin facturile de iarnă, trebuie să luăm haine de iarnă, să facem provizii la cămară, să le luăm la copii ghiozdane sau rutere, că încă nu știm cum începe școala. N-ai vreme să te gândești la inflație, că nu mai ai bani care să suferă inflație. Așadar, să ne bucurăm azi că e Sfânta Marie Mică, 8 septembrie, sărbătoare importantă. La mulți ani mariilor, marioarelor, mărinilor, distracție plăcută și un chef pe cinste. Aștept comentariile voastre legate de ceea ce am zis și mai ales de ceea ce nu am zis în acest video și sper să ne vedem cu bine și mâine, 9:20. Să sperăm că mâine aflăm vești bune, dacă nu cel târziu pe 10. Acum ăsta e subiectul arzător, cum începe școala și în ce condiții vor avea micuții noștri, elevi sau grădinari, în ce condiții vor avea ei un an școlar mai bun decât cele care au fost, sau pentru cei care pășesc pentru prima dată în băncile școlii, cu ce emoții noi
vor aborda acest prim an. Să aflăm, să vedem. Oricum, tot ce se întâmplă aici pe canal discutăm. Mulțumesc de urmărire și o zi splendidă. Scuze că m-am întins, uite, 10 minute și 11 secunde. Nu mi-ar fi rușine, uite, 12-13. Gata!